Care este atitudinea instrumentiștilor și a celor care îi coordonează, pentru că urmează Filarmonica Banatul cu propunerea doamnei Daniela Țaga, artist instrumentist flaut. Doamna Maria Dragomirescu este trecută la mine ca autor de laudatio, care în latină e feminin, să știți. Din respect pentru cei prezenți, am să vă rog încă o dată să ne limităm la cele 5 minute pe care le-am hotărât în debut. Da? Mulțumim. A priori. E o mare bucurie să fiu aici și să vorbesc despre colegii mei. E o mare bucurie faptul că ei se exprimă într-un limbaj care transcende orice fel de limitare. Muzica merge direct la inimă, nu are nevoie de cuvinte. Doamna Daniela, noi spunem Doina Țaga, este membra Filarmonicii Banatul din 1987, a intrat prin concurs în această instituție, după ce a absolvit Liceul Ion Vidu din Timișoara și Conservatorul Ciprian Porumbescu din București. La foarte puțin timp după ce a devenit instrumentistă în Orchestra Filarmonicii, în 1992, a devenit șefă de partidă la flaut. A cântat și într-un quintet al Filarmonicii, a făcut turnee în Europa, în Brazilia, în Corea. Compozitorii preferați sunt Sergei Prokofiev și Doina Rotaru. Pentru că instrumentiștii se exprimă prin muzica lor, a trebuit să fac un soi de interviu pentru ca să am mai multe de spus, așa că am întrebat-o pe doamna Țaga ce culori are flautul. Și mi-a spus că în registrul acut este roșu carmin, în registrul mediu este vernil, iar în registrul grav poate fi alb sau negru. Mi-a spus că se potrivește cu cântecul păsărilor, dar în duet s-ar potrivi cu vioară sau cu oboi. În trio se potrivește cu fagotul și cu violoncelul. Și mi-a mai spus că ceea ce și-ar dori tare mult ar fi ca la filarmonică să se cânte mai des Mahler, Bruckner. Atât. O felicităm și îi dorim să rămână mult timp șefă de partidă la țară. Cu cât mai multe culori puse pe portativ și în sunetele noastre de suflet. Doamna Daniela Țaga, Filarmonica Banat. O viață pentru sunet și pentru delectarea noastră. La aceeași secțiune de majori, să-i spunem, Pro Cultura Timisiensis, de data asta, cei care vorbesc, nu neapărat critică, ci vorbesc despre muzică, muzicologie,